și nici nu știe exact să spun din vina cui. E vorba de capitolul concerte și spun că doare pentru că știm cu toții cum a fost afectată industria în ultimii 2 ani. Cum mă pregătesem să fiu mai amuzant, mi-a pus asta pe tristețe. Asta însă nu înseamnă că n-ai o super experiență, măcar din punct de vedere al numărului de concerte pe care le-ai susținut. Chiar te-ai gândit acum până acum? Lacrimi în ochi, dragi ascultători, să știți, dacă Tony s-a pus întrebarea asta. Mi se pare că trecem printr-o perioadă foarte dificilă și dubioasă în același timp. Nu știu cum să o interpretez. Eu am fost optimist până când ne-au băgat în casă. Am zis, aia, ne bagă în casă. Nu există așa ceva. Nu avem concert. Aia de mă termină. Dumnezeu a vrut ca eu să am de muncă fiecare weekend și am plecat alături de oamenii cu care lucrez. Rashid e unul dintre ei. Asta e formula mea de scenă. Eu merg cu Rashid. La concerte avem 2 dansatori. Pe Popu și mai nou pe Piti. DJ-ul nostru Boni. Asta e formula noastră și în fiecare weekend noi cântăm. Măcar 2 zile din weekend cântăm. Vineri, sâmbătă, noi aveam concerte. După care a venit pandemia. Vorbesc de anul trecut din martie. Deci anul 2020. Se relaxaseră un pic lucrurile în vară. Am avut iar câteva concerte. După care a fost iar o perioadă de asta moartă. La fel, în vara asta am avut foarte multe concerte. Nu mă așteptam. Nu vreau să mă laud, dar cred că sunt în prima linie de artiști, așa, ca număr de concerte de anul ăsta. Și iarăși am început să fiu extrem de optimist și am zis, ei, nu avem costa, avem concerte. Și acum văd iar că... Unde vreau să ajung este din toată experiența asta legată de concerte. Dacă ți-a rămas în memorie vreun eveniment, concert, pentru o întâmplare deosebită. Nu știu, în sens pozitiv, în sens negativ, tu alegi, dar faci referire la acel moment. Hai să vorbim acum de trecutul cel mai apropiat. Așa pot să spun, nu, m-am căzut și de pe scenă. Bine, acum ai de râs, atunci sunt convins că nu era. Nu am lovit, n-a fost atât de dramatic, dar da. Na, totuși ai căzut de pe scenă. Am sărit o dată în public și nu mai puteam să mă urc, că mă țineau acolo fanii. Erau așa mulți copii. Chiar dacă erau mici, aveau forță, că erau mulți. Jur, am avut un concert la patinoar și am sărit, și când am vrut să plec, n-am mai putut. Erau toți așa, strângi de mine și eram luat așa cu o mână. Da, nu mai puteam să mai plec de acolo. Anul ăsta am avut vreo 2 concerte extraordinare cu atmosferă fabuloasă, unul la Iași și unul la Borșa. Foarte, foarte mișto. Bine, probabil era și dor de concerte de astea așa în aer liber cu un număr considerabil de spectatori, pentru că, exact cum am zis, ne-a lipsit genul ăsta de concerte în perioada asta și dacă am avut, am avut tot într-un cerc restrâns. Dar aici au fost concerte pentru un număr mare de oameni, iar atmosfera a fost aia pe care ne-o doream noi. Au cântat piesele vers cu vers, telefoanele mereu puse. Noi avem un moment, exact. Haideți, aveți telefoane la voi? Da! Ok, haideți, toată lumea la antenele sus, haide, urmează un moment extraordinar, hai să le fluturăm de la stânga la dreapta. Și ne-a plăcut foarte mult cum au desfășurat concertele astea. A, și am avut încă unul lângă Pitești, la Budeasa. Da, au fost 3 concerte anul ăsta, de-alea grave rău. Top 10 concerte așa din toată cariera, mi-au plăcut extrem de mult. Uite, îți lansez o nouă provocare, tot la capitolul concerte. Care este artistul român pentru care ești pregătit oricând să plătești un bilet și să mergi să vezi concertul? Cred că artiștii ăștia care lucrează extrem de mult, care se duc la repetiții, care vin cu desfășurare de forțe, știi? Adică artiști al căror show n-ai cum să-l ratezi, vrei să-l vezi, nu știu să zic. Sunt mai mulți care au show-uri tare. Și Carlos Dreams are un show tare, Deli are un show tare, Smiley are un show tare, Antonia are un show tare. Evident, eu am un show tare. Deși noi nu mergem cu band, facem un spectacol foarte mișto. Nu știu, sunt mai mulți artiști români care muncesc, lucrează, repetă și performează într-un stil.